Am primit o provocare de la Sorin, o provocare pe care de altfel mi-o doream de mult să o încerc și era pe lista mea de anul ăsta de Have no Fear. așa că iată-mă. Sunt Roxana Vădănei, sunt psiholog, psihoterapeut integrativ și instructor de Kido. Am fondat Ikigai Dojo și sunt și fondatorul Embodiment România. Campania pentru care am fost invitată să vă vorbesc este Dăruiește inspirație. Și pornim de la ideea de a um, recomanda o carte pe care am citit-o anul ăsta și ne-a impresionat. Și una dintre cărțile care pe mine m-a marcat anul ăsta de la editura Herald, o carte care m-a marcat chiar foarte tare, de am ajuns eu să subliniez pe ea, se numește Dansul Furiei. De obicei țin cărțile intacte, dar asta e genul de carte care merită subliniată și merită să revii asupra ei. Ce mi-a plăcut la carte sunt câteva idei pe care vreau să vi le transmit și vouă astăzi. Una dintre ele este că furia este de multe ori o cenușăreață a emoțiilor și o punem undeva acolo, nu e frumos să ne înfuriem, în special noi femeile suntem învățate de mici că rolul nostru este să fim drăguțe, plăcute, să aducem am împreună, să protejăm, să liniștim și atunci, desigur, că vrem să o pitim. Nu, nu e prea frumos să ne manifestăm furia. Sigur că nu este în regulă, uite că a venit și pisica. Sigur că nu e în regulă nici să ne, să avem accese de furie, să izbucnim, dar nici să le ținem închise acolo în noi, pentru că altfel avem alte cărți la Litura Herald, cum e Corpul și Amintește, și vor rămâne furile alea în noi. Vom începe să avem simptome fizice. Furia este un mesaj că ne simțim răniți. Că dorințele nu ne sunt îndeplinite sau că ceva pur și simplu nu e în regulă. Este un, ca un clopoțel care ne spune, hei, ceva aici se întâmplă legat de nevoile tale, de valorile tale, uite te la mine și vezi ce se întâmplă, de unde a venit treaba asta. Uh, și atunci, n-are rost să ne întrebăm, e ca și cum aș întreba, dar are sens să-mi fie, să fie sete doar am mai băut mai devreme, o gură de ceai. N-are nicio logică, nu e frumos. Trebuie să stăpânesc această nevoie a setei, că nu e legitimă. A doua idee pe care am reținut-o din această carte este legătura asta între ceea ce spunem sau facem sau gândim sau emoțiile noastre și reacțiile celorlalți. Și mi-a plăcut foarte mult partea asta de responsabilitate, pentru că nu e o legătură directă între cauză-efect. Adică eu spun ceva și celălalt uh, obligatoriu va răspunde într-un anumit fel. Suntem responsabili doar pentru emoțiile, gândurile și comportamentele noastre, nu și pentru reacțiile celorlalți. Și atunci să dăm voie să spunem ce avem de spus, nu suntem responsabili pentru cum va reacționa mama, tata în jurul bradului, că noi nu vrem să mâncăm piftie, că tot vin sărbătorile. Iar a treia idee care mi-a plăcut foarte mult și o păstrez cu mine este că furia de fapt este o bună legătură de a învăța despre noi, de a ne defini sinele. În loc de și aici apare această odată ce mă definesc pe mine, mă separ de tine, nu suntem uh, uh legați, totul să fie un întreg, nu suntem un măr întreg. Eu sunt un măr, tu ești un măr. Și atunci e foarte important, și asta e un tips pe care l-am reținut, atunci când am o discuție, poate chiar în contradictoriu, sau am nivelul ăsta de stres ridicat, s-a trezit această furie în mine, în loc să acuz, tu ești nu știu cum, sau tu faci, sau uh, tu nu o faci, că și asta poate să fie o treabă, mai degrabă să spun eu, să definesc propoziții prin eu. În loc de nu știi să asculți, mai degrabă să spun eu simt că nu sunt ascultată. Cam astea sunt trei idei care mi-au rămas după ce am citit această carte și repet, o am cu mine, o mai țin pe lângă pat și o mai răsfoiesc pentru că este o carte de căpătâi, spun eu, și utilă, de ce nu, nu doar femeilor. Și merită oferită cadou, cu atât mai mult că sărbătorile vor veni cu multe provocări și idei diferite între membrii familiei. Sărbători fericite și să ne vedem cu bine în nouul an!